Hei, salutare prieteni, bine ați venit pe canalul Desene și Colorez Lumea Copiilor! Astăzi voi desena încă un desen special, super drăgălaș pentru Paști. Dar înainte de asta nu uitați, apăsați butonașul de like dacă vă place mult, mult, mult ceea ce desenez și vreți să mai desenez chestii mișto și pe viitor. De asemenea, în caz de n-ați făcut-o deja, butonașul de subscribe plus clopoțelul de notificări să-l apăsați dacă vreți să vă notifice YouTube-ul de fiecare dată când postez, cam de 1, 2, 3 ori în fiecare zi. Da, sunt destul de activ. Postez destul de des, deci aveți ce vedea dacă vă place desenul și vreți să învățați a desena. Dacă aveți întrebări, păreri sau sugestii, le puteți lăsa în rubrica de comentarii de mai jos sau pe Instagram-ul meu, pe care o să vi las un link în descriere. Și tot în descriere o să vă las și link-ul la cel de-al doilea canal al meu, canalul de pictură, se numește O Pictură pe Zi. Și acolo, după cum v-am mai spus, am început un challenge și anume să pictez o pictură în fiecare zi. Fiecare pictură o să fie un tutorial pas cu pas pentru începători, deci dacă vreți să învățați să pictați sau știți cât de cât și vreți să vă îmbunătățiți tehnica, vă invit acolo să dați subscribe, să mă urmăriți și să pictați cu mine ca să ne dezvoltăm împreună pe anul care va urma. Bun. Lăsând asta la o parte, începem cu primul iepuraș. Iepurașii, am mai desenat iepurași pentru Paște, voi mai desena câteva desene cu tematică de Paște, pentru că, în primul rând, îmi plac iepurașii de Paște. Sunt drăgălași, sunt cute și îmi place să desenez chestii drăgălași. Nu știu, sunt așa, au o feeling drăguț. Și astăzi o să fac 2 iepurași super drăgălași, sper să vă placă și în primul și în primul rând și cel mai important, sper să-i desenați și voi, pentru că sunt foarte ușori. Eu nu desenez iepurași de Paști ca să vă arăt vouă că, vai, ce știu să desenez mare brânză. Nu, eu desenez, încerc să desenez pentru că încerc să, dacă cumva, poate vă vine și vouă așa o idee să desenați, pentru că vreau să știți că puteți cu toți să desenați. Cu toții puteți învăța, cum și eu am învățat să desenez, puteți învăța și voi. Dacă desenați un iepuraș azi, un iepuraș mâine, poi mâine mai știu ce mai desenez eu și tu voi după mine un desen ceva, o să învățați în foarte scurt timp, o să vă îmbunătățiți tehnica și o să puteți desena. Deci asta e, scopul meu ăsta e practic, să învățați, să desenați, să încercați în primul rând să desenați. Așa, eu iepuraș pot să desenez, dar pot să desenez 400 de iepurași, nu înseamnă nimic pentru mine. Puteam oricum să desenez. Ideea asta e. Oricum, în acest video nu o să mai vorbesc, o să vă las o melodie, două drăguțe de ascultat și dacă vreți să trimiteți ce ați desenat, cum v-a ieșit, aveți adresa de Instagram în descriere, puteți trimite acolo și eu o să-mi dau cu părerea sau pur și simplu o să vă felicit, pentru că asta fac, vă felicit. Întotdeauna când cineva îmi trimite un desen desenat, după un desen al meu sau nu numai, poate fi și de altundeva alt desen, întotdeauna vă fericit pentru că este o chestie minunată, să desenezi, să vrei să înveți să desenezi, e o abilitate foarte mișto care, nu știu, rămâi cu ea pe tot parcursul vieții, e o abilitate care pe măsură ce o câștigi, nu ai cum să mai pierzi vreodată. Cât ai învățat să desenezi, până la orice punct, rămâne învățat. E o chestie foarte mișto. Plus că e foarte relaxant și, nu știu, e frumos, e ceva făcut de tine, nu știu, e ceva personal. Oricum. Am vorbit mult că vreau să vorbesc, o să vă las cu desenuțul meu, o să sper să vă placă, din nou, nu uitați să apăsați butonașul de like dacă v-a plăcut, am nevoie de susținerea voastră ca să poată să-mi recomande și YouTube-ul mai departe la alte persoane care ar putea fi interesate de desen, ca cât mai mult să poată să vadă și să, practic, să ajungă la cât mai mulți munca mea. Și de asemenea să nu uitați de canalul cel de-al doilea de pictură, se numește O Pictură pe Zi, aveți la fel linkul în descriere, puteți intra și pe el la subscribe și urmări și la fel puteți învăța sau vă mai bine perfecționa în a picta. Și cam atât, vă urez în continuare vizionare plăcută, sper că v-a plăcut iepurașii mei cum arată până acum, sper că o să vă placă maxim cum arată până la final, că sunt niște iepurași foarte, foarte drăgălași și i-am făcut foarte colorați și o să ne auzim în tutorialul viitor. Deci, spor la desenat și vizionare plăcută!